Atragem nădejdea că este la mănăstire, este singurul gând care le mai dă putere unor bieți părinți din Neamț. Băiatul lor Marius, olimpic la teologie și apreciat de preoții liceului ortodox, este de negăsit. S-ar fi aruncat în apele Bistriței, cred pompierii, care îl caută neîncetat. Nu ne dăm seama, nu știu. El a sărit și striga ajutor, ajutor. E cumplit, cumplit. Nu se poate descrie în cuvinte. Pentru o mamă e foarte greu. Doamne ajută, să-l găsim la un mănăstire undeva, să-l găsim la un schit, la un pusnic, să-l găsim. De aproape o săptămână, părinții simt că se sting de durere. Marius, fiul lor, mândria lor, a dispărut fără să lase nimic în urmă. Niciun mesaj, niciun bilet de adio, nici măcar bănuiala că un gând cumplit i-ar chinui zilele. Acasă, mama și tatăl stau cu ochii ațintiți spre cer, cu speranța într-o minune, pe când afară autoritățile îl caută în apă și pe pământ. A fost anunțat un apel la telefonic la 112 despre faptul că o persoană s-a aruncat de pe podul de la Căprioara în apele râului Bistrița. Am auzit că era un băiat 17-18 ani, așa. Oare ce greutăți a avut copilul ăla și s-a aruncat în apă? Nimic nu a apăsat pe sufletul curat al lui Marius, spun părinții, convinși că fiul lor nu s-a aruncat în adâncuri, ci s-a retras în rugăciune la vreo mănăstire. Băiat cu frica lui Dumnezeu n-ar fi fost în stare de un asemenea păcat. Cum s-a comportat băiatul în ultima lună, în ultimul timp? Nici o schimbare în comportamentul lui vis-a-vis de noi, adică nu supărat. Noi ne-am consolat că el a vrut mănăstire. Tot acolo trag nădejdea că ar fi și preoții liceului ortodox. Probabil într-un moment de rătăcire ar fi ales să se retragă de cele lumești, așa cum mai obișnuia să plece. Un elev eminent. Vorbim de cel mai bun elev din clasa 12-a. Un exemplu de copil și un munte de cumințenie. Dispariția lui Marius Sândulache e un șoc nu doar pentru părinți, ci și pentru preoții sub îndrumarea cărora minunea de băiat a reușit să ajungă cel mai bun dintre cei buni. Asta să ne vin și uitați notele. 10 pe linie. Da. Toate, toate. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care Marius a dispărut de la liceu. Băiatul nu a plecat cu mașina personală, a luat doar actele cu el. Dacă aveți vreo informație care poate duce la găsirea lui, sunați la 112.